România a participat la campionatele europene de canotaj din Ungaria cu 13 echipaje. Tricolorii au ocupat locul secund în clasamentul pe medalii după Marea Britanie, dar înaintea Italiei, Norvegiei și Germaniei. Canotorii suceveni au câștigat numai puțin de 18 medalii la competiția de la Szeged. Primele s-au remarcat Ionela Cosmiuc și Janina van Groningen, care au devenit campioane europene în proba de dublu vâsle feminin categoria ușoară. Ne-am dorit foarte mult să ne impunem, să dăm un semnal clar că ne-am întors și ne-am întors puternice. Și eu zic că am reușit o cursă foarte bună și că pregătirea asta, cât mai este puțină până la jocuri, o să ne ajute să punem la punct și micile detalii și acolo să zburăm la propriu. Și cum ne-a zis și Antonio, nu mai suntem două puștoaice, suntem două femei și știm ce avem de făcut. Am demonstrat și aici. La rândul ei, suceveanca Roxana Angel a câștigat două medalii de aur. Prima a fost obținută la dublu rame alături de Ioana Vrânceanu. Câmpulungeanca a devenit campioană europeană și cu barca de 8+1, din care au mai făcut parte sucevencele Magdalena Rusu și Maria Lehaci. Mai avem în continuare mult de pregătit, chiar dacă am luat aur, dar va fi bine. Cu multă încredere, multă răbdare și mult entuziasm. Mă bucur de ziua asta. Da, chiar sunt. Și mă bucur că a ieșit cum ne-am dorit. A patra medalie de aur pentru țara noastră a fost adusă de echipajul bărcii de dublu vâsle masculin, compus din Florin Enache și Andrei Cornea, sportiv originar din Broșteni. Acum, dacă stau să mă gândesc, nu știu ce am simțit. A fost un pic dificil din cauza vântului, dar pentru asta ne-am antrenat, pentru asta am mâncat antrenamente zi de zi și am luptat. Iar acum, din fericire, s-a văzut primul rezultat și abia începutul. Sucevenii Florin Arteni și Florin Lehaci au devenit vicecampioni europeni la dublu rame. Colegii noștri nemți au avut avantaj mult mai mare în culoarul ăla, dar tot rău spre bine. Sper că la Olimpiadă să avem noi avantajul și ce să vă spun, hai România! Aceeași performanță a fost realizată și de barca de 4 rame feminin, din care au făcut parte Maria Lehaci și Magdalena Rusu. Ancuța Bodnar și Simona Radiș au terminat pe locul al treilea la dublu vâsle. Medalie de bronz a câștigat și echipajul masculin de 8+1, barcă în care s-au aflat numai puțin de 6 suceveni. Este vorba despre Mihai Țățigănescu, Ciprian Tudosă, Florin Arteni, Sergiu Băjan, Ștefan Berariu și Florin Lehaci.